Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Din nou suntem la Stupină. Sigur, nu mai vedem nicio albinuță care să zboare la vremea asta, că sunt în jur de 5 grade, afară 5-6 grade, nu știu cam așa. Dimineața când am venit așa erau. Și dimineața la 11. Am avut de finalizat chestiunea asta pe care vreau să vă și arăt. Da, deci știți bine, împotriva șoriceilor am venit cu chestia asta de pus de la tencuială, colțat de cel așa, cu, așa este minunat, se rezolvă treaba foarte ușor, deci cu ușurință vă puteți colțarul dați în două și o parte, pe ambele părți poate folosi, da? Și ți-ai folosit-o și ți-ai aranjat treaba, nu ai nicio problemă cu șoricei. Acum am terminat folia dublă, adică am pus peste tot folie dublă, că atunci când va fi cazul să nu am mai stau mai pierd timpul. Și așa cum v-am știți de anul trecut, aici în capăt am lăsat fanta asta. Mierea cristalizată o să o punem aici deasupra. Nu deranjăm cuibul, nu nimic. Albina o și vedem exact cum lucrează. Deci este așezată. Le-am lăsat spațiu și să intre și să înghem. Dar știți cum e. Funcție de temperatură, ele urcă mai sus. Dacă nu, intră în celulă, în partea de jos, așa cum am organizat-o, cum am și spus în alte filme. Am avut aici, după diafragmă, o ramă. Ea, între timp, o mai tras aici. Așa arată ramele. A fost, m-a luat când te-ai pus de miere, dar l-a tras. Deci, observați cum înțeapă, da? Și-și trage câte un pic, o țeapă celula, o trage pe urmă ușor, ușor și tot așa. Așa, chiar dacă n-am descăpăcit eu, că n-am mai ajuns, n-am mai descăpăcit, dar ea se descurc chiar și celulă de celulă, nu mai mult decât e nevoie. Numai când vin la furat, atunci, mă rog, se repeșe pe toată porțiunea, o desfac și suc. Așa. Ce vreau, care e noutatea? Ce chestiune vreau să vă arăt? Majoritatea cazurilor am încercat să ierneze acum, încerc să ierneze pe două familii. Deci noi avem spate și trei. Aici în spate am pus o diafragmă de polițenă strudat, după care o ramă, da? Deci vedeți cum arată. Și ia să iau tot așa. Cristi mi-a spus că aveai grijă să iei scos zoom-ul. Nu l-am scos, că zoom-ul e păstrat de la lecții de matematică. Deci așa arată aici în spate. Ce am de gând să fac? Deci în primăvară, din cele două familii, las una din ele aici, în față, scot diafragma și pe cealaltă o pun în spate. Deci nu mai umblu să mai mă duc dintr-o parte în cealaltă, pur și simplu pe loc aici am făcut chestia asta. Ăsta e în față, ăsta merge pe cele două rămi de zbor, da? Pe asta de aici și pe cealaltă, din partea asta. Are albina călătoare, deci își face treaba, iar ăsta din spate pe care îl pun, își va face albina călătoare, tânjește el o bucată de vreme, că nu va avea albină, nu va avea albină călătoare, dar stă la căldură, stă în spatele ăstuia, da, deci asta este ideea, stă la căldură, nu are nevoie de consum mare, că altfel am obsesizat un lucru, când îl iei și îl duci într-un stup nou, de unul singur nu prea are căldură și puietul are așa de acoperit, e o problemă
îl afectezi destul de mult. Dacă iau o parte din albină, albina călătoare, care, mă rog, care și rolul de a acoperi noaptea și, mă rog, de a proteja puietul, lucrul ăsta îl compensez pentru că îl pun la spatele stupului, da? Îl pun la spatele stupului, ăsta-i dau drumul, îi bag 3-4 rame la crescut, 3 rame îi bag fără, stau pe gânduri, că am destul albină călătoare, plus ce se ieră și pe 4-5 rame de puiet, și fac o treabă deșteaptă. Aici în spate, vreau să vă spun, că am de gând să viu cu nucleul, cu familia din față de aici, care e chiar bine populată. Iau acolo 3-4 rame, am tineret, de asemenea am albină care ecluzionează atunci. Deci nu-i dau sarcini prea mari ăstuia din spate, că se poate de mici, pentru că el n-are cine, la el n-are cine. Tot ce înseamnă larvi și puiet în creștere, lasă aici în față. Da? Deci, atenție, când mă retrag aici în spate cu 3-4 rame cu puiet, o fac cu puiet căpăcit. Da? Cu puiet căpăcit și gata de ecluzionare. Ca îndată albinuța care iese, ea să se reorganizeze și să poată să iese și la câmp. Foarte puțin, doar pe rama unei matca ouă n-am ce face. Dar și acolo s-ar putea să mă gândesc să iau matca s-o scutură aici, adică o dau jos de pe ramă, pe ramele cu puiet căpăcit, și tot ce înseamnă o proaspete, larve, în creștere, toată povestea să rămână în familia de bază. Așa trebuie gândit, ca să fie o treabă făcută cu succes. Adică să nu suferi atât de mult ca în situația în care aș duce într-un stup nou, chit că este pe 5-6 rame de puiet, da? Familia aceea, să știți că suferă pentru câteva zile și mai ales nopțile sunt reci și atunci stagnează și nu e o problemă corectă, nu e bine. Pe ramele vor rămâne doar albinele care n-au ieșit deloc, nu? Vă știm, există o proporție destul de mare. Vă spuneam, la 3 kg de albină ies, nu, unde înseamnă 30.000 de indivizi, ies cam jumătate, să spun așa, la câmp. Iar de jumătate e privat-o pe familia aceea. Vă amintiți că am mai vorbit și altă dată, la 5 kg de albină înseamnă 50.000 de indivizi, înseamnă că 30 te duc la câmp și 20 rămân în stup. Atenție, 20. Deci dacă te duci cu un stup care să aibă 5 kg de albină, înseamnă că ți l-ai transferat, 30.000 le pierde. Da? Ei, păstrând proporția înapoi, tot așa se întâmplă când te duci. Sigur că nu 30.000, la un kilogram de albină 8.000 au treabă în stup și 2.000 se duc la câmp. Deci pierzi numai 2.000, acelea care au ieșit și care știu să întoarcă înapoi. Dar acela nici n-ai cum să-l muți, că la un kilogram de albină e destul de slab, când ai mai luat și pe aceea călătoare, l-ai terminat. Deci ideea rămâne clar să facem acest lucru cu puiet căpăcit și nu în altă parte, ci vecin aici, ca să-l punem la căldură, să stea cu spatele la familia din față. Nu? Familia din față este cea care beneficiază de călătoarea și dintr-o parte și în alta care o au. Ăla se duce foarte bine, produce suficient, adică căldura este suficient de bună, încât ăsta se lipește aici. Se lipește la margine și va sta foarte bine. Deci, dragilor, ideea pe care o am acum vine practic să sporească interesul pentru biostupul, fie staționar, fie cel pastoral. Pentru că și la cel pastoral îl avem aici, am păstrat câteva, voi ierna, de data asta tot așa și acolo am în spate un spațiu de 2 rame, parcă, pot să iau pentru puțin timp să îi dau drumul ăsta în față, nu-i mare afacere cu 2 rame, n-am făcut o treabă deșteaptă. Staționar. Pentru staționar, cred că este momentul de vârf cu această idee,
pentru că dezvoltarea se produce fără a avea un efect negativ asupra mutării familiei. Da? Deci, beneficient toată albina rămâne la locul ei, e orientată, rămâne aici în spațiul ei, iar asta din spate beneficiază de căldură și o ia și ea în câteva zile, o ia din loc și toată treaba merge foarte bine. Și când s-a populat și ăsta bine, ăsta din spate, atunci îl mutăm pe el ca să lăsăm doar una singură. Asta cred că se întâmplă, după părerea mea, s-a întâmplat la Salcâm, depinde cât am mutat de acolo. Și atunci și pe asta o putem muta. Și înainte de Salcâm, și albina călătoare de aici va fi cea care va întregi întreaga, să spunem, cantitate de albină din față. O să vedem concret cum se va întâmpla, dar bănuiesc că vor fi stupii aceștia, vor fi cei mai puternici, având și călătoarea, toată călătoarea din cele două familii care s-a dezvoltat. Nu? Și în sfârșit, înainte de Salcâm, îl luăm pe ăsta, pe tot cuibul de aici. Deci îl luăm cu cele 5-6, cu 6 rame de puiet complet, pentru că suntem grăbiți, dragilor, să punem în funcțiune biostupul pentru captarea varoa, nu? Deci dăm diafragma cu 4 ochiuri deoparte, matca va putea să alerge, aici punem rama clăditoare, știți bine îndată, albina este în felul ăsta toată și călătoarea din, de aici este cea care, mă rog, se va integra în familia de bază. Și în felul ăsta pornește cu o furie aparte. Ramele de aici, din spate, vor avea albină asta călătoare, deci nu mai este nevoie. Și acum mai viu din față cu 2-3 rame cu larve, deci din față viu cu 2-3 rame de larve și îl pun în spate aici. Iar celălaltul care, deci rama creditoare rămâne lipită de grilă, în felul ăsta, matca, fiind și larve aici, în partea asta, altă, ăstea de aici vor avea un pic sentimentul de mai un contact slab, mai slab cu familia de bază și există posibilitatea ca de timpuriu să dăm drumul la creștere de boci. În momentul în care, în altă parte, am dat drumul și am făcut deja, am bocile, să spunem, aproape de pe la jumătate, cu cutia nu de creșterea măcilor și în felul ăsta eu de data asta n-am să mai viu, n-am să mai las așa în fiecare familie. Deci după ce au pornit deci familia pornitoare, să zic așa, am să iau în a cincea zi botca cu totul, cu suportul bocii și să o lipesc lateral. Da? Deci o să o lipesc lateral ca aici unde i-am dat drumul, unde ea are interes să crească boci, văd că așa, atunci eu viu cu una dintr-un loc unde am selecționat-o, unde am făcut treaba deșteaptă și spun, uite, nu mai, uite, iau două, dacă i-a adus două boci valoroase dintr-o familie selecționată, este vorba de creșterea bocilor, atenție, într-un astfel de moment când s-a declanșat sentimentul de aproape un schimb liniștit de matcă, pentru că ea are posibilitatea să comunice. Anul ăsta am făcut experimentul ăsta, este formidabil interesant, dar înainte de Salcâm, atenție, dragilor, având această idee de valorificare puternică a și a culesului, pentru că îi duc și albina călătoare de aici, așa, am retras din față două rame sau trei rame cu un puiet, larvi, nu știu ce, s-a pierdut contactul cu matca de bază, ăstea vor încerca să tragă, o și să notez aici o ramă aceea care, pe care sunt, să spunem, ouă proaspete, pentru că ea, în mod sigur, va încerca să tragă aici în față. Și atunci eu am făcut o treabă grozavă, pentru că declanșez înainte de Salcâm și creșterea unui nucleu aici. Da?
dacă este suficientă populație, mă gândesc și la posibilitatea să mă duc în Roiniță, că trebuie să pun caturile înainte de, de culesul la Salcâm, nu? Pun și caturile și atunci o ramă cu puietă îmi pun în Roiniță, unde acolo voi împerechea o matcă. Știți bine aici cam care este proiectul. Pentru că cât de timpuriu, dacă eu încep să cresc niște nuclee, dezvolt niște nuclee, lucrurile stau altfel. Până în toamnă, acele devin familii puternice. Spunea cineva, contacta cineva de prin la Timișoara și îmi spunea, zice, domn profesor, nu știu dacă realizați, dar vă înscriți în efortul acesta maxim pentru dezvoltarea apiculturii, dumneavoastră cu modelul acesta, la momentul respectiv probabil n-ați realizat că are o deschidere imensă și că un potențial mult față de tot ce înseamnă stupul clasic, dar acum îmi dau seama că are dreptate, pentru că iată, la un an la altul, tot mai multe idei pot să apară pe scheletul acestui stup, biostup, cum i-am spus, putem face lucruri deosebit de frumoase. Aici, vedeți, ca niciunde putem valorifica. Se spune că în jur de 18% fundul antivaroa rezolvă problema. Pentru că o parte din femeile de varoa, odată ce ajung pe sită, nu trec prin sită și se duc acolo numai cum să se agațe de piciorușul albinei și să se salveze. Dar eu spun încă ceva. E și mai mult. Pentru că rama clăditoare, dragilor, sunt aici după, femeile de varoa, rame nu au șanse. Pentru că uitați cum arată o ramă de-a mea. Deci o ramă crescută în sistemul acesta de biostup este perfectă. Cu celule am mai arătat. Luăm orice ramă la întâmplare și nu veți găsi deloc celule de trântori. Da? Pentru că ele nu au frământări. În momentul în care am băgat foaia, nu le interesează celulele de să crească și celulele de trântor, de mascul, atâta vreme cât au oferta tot timpul aici în spate, da? Tot timpul au aici rama clăditoare și atunci aici vor crește numai celulele de trântor, iar femeile de varoa, neavând, fiind foarte atrase de larvele de trântor, știți bine, la momentul acela când se întind larvele, atunci femeile de varoa pătrund în celulă. Deci fiind atrase de așa ceva, de larvele de trântor, vor căuta să ajungă pe rama asta de aici. Dar pentru asta trec prin grilă, dragilor, pe acolo. Ei, și la momentul în care trec dintr-o parte ce din familie până din coace, nu riscă destul de mult, există și pericolul să se poată dezechilibra și să cadă pe fund și s-au terminat. Deci aproape natural, păcălindu-le să ajungă aici, mai se pierd o parte din ele. Sigur că de asemenea o parte se urcă și pe albinuță, poate ajunge albinuța aici să coboare în partea asta, să treacă albina pe femeia de varoa, nu să o facă ea. Însă acea albină uneori nu știm bine ce va face, ea nu știe, femeia de varoa, ce va face, fie că va ieși din stup, fie că lucrează și vine în partea asta, altă fie că se face înapoi. Deci nu îi rezolvă problema pe care o are în minte să ajungă în zona asta. Da, una peste alta, sigur, ideea asta pe care o am acum va fi una de o valoare deosebită. Aceea de a avea lângă tine stupul în care îți faci transvazarea și în clipa aceea dai drum și la mulțire. Anul ăsta am făcut experimentul acela cu Emil și cu Emil tatăl și Mirel, da? Și cu Mirel, tată și fiu, care lucrează anul trecut toată vara. Și înainte de Salcâm le-am dat așa ceva, le-am dat 10 familii pe
13 rame de, nu, 15 rame de cuier, parcă, da. 12 erau în față, da, iar matca pe 3 rame era aici pus în spate. Vei spune, da, ei au meritat și am vrut să vad ce, care va fi finalul, că, așa cum mi-am propus, punând în spate aici matca cu 3 rame, apoi am pus încă 2 rame mai în față bune de ouat, deci avea spațiu să ouă. S-a concentrat în zona asta, în fața acolo Albina a pierdut contactul cu ea, aici au dat drum la bodci, am pus diafragma pe mijloc, au ales bocile, așa le-am spus, băi, alegeți 2-3 bocci frumoase în stânga și în dreapta, și după a noua zi, a 10-a zi, să spunem, când după și l-ați văzut bocile selecționate tot, aveți grijă ca înainte de ecluzionare, cu 2-3 zile, să puneți diafragma cu 4 ochiuri, să izolați complet de matca de aici din față, din spate, da, să izolăm, ca odată ecluzionate acelea de aici din față să poată să se împerecheze și să formăm, iată, după tei, asta era înainte de tei, pe perioada teiului se întâmplă fenomenul ăsta și îndată ele vor se vor împerechea și felul ăsta avem pentru după tei, perioada care urmează se dezvoltă și intrăm cu 2 familii în față. Da? Deci atenția asta am făcut-o înainte de culesul de la tei. Din la tei la Salcâm, știți, este aproape o lună de zile pentru staționar și o perioadă destul de dificilă, să vedem cum găsim și acoperim golul acela de producție, de cules. Fiecare își face acolo cum crede el că e mai bine, fiecare face elea, fiecare, mă rog, găsește o soluție. Dar important, dacă nu stimulăm, dragilor, ca să putem dezvolta familiile și să putem face mulțirea, că altfel dacă nu facem nimic, ne uităm, așa de la sine nu merge treaba, dacă nu este o zonă cu cules de întreținere în perioada asta. Ei bine, spuneam că dacă o facem înainte de salcâm, și anul ăsta o să vedeți că așa am de gând să fac, dacă o facem înainte să salcăm, asigurăm, la seama cu cât în față, dezvoltarea și mulțirea familiilor. Mult, nu? Este enorm de bine să începem așa. Deci dacă înainte a debutat să salcăm, noi am făcut operația asta și am început înmulțirea, atunci lucrul ăsta este extraordinar, pentru că 2 măci și înroințe și aici crescute îmi vor asigura mie un viitor bun. Cine a prins așa tehnica asta la mulțire cu biostupul n-are decât să aibă o satisfacție extraordinar de bună și frumoasă și să-mi spună, așa cum pe Costică de la Helegiu, te salut Costică, când mi-ai spus, ai venit și mi-ai spus, domn profesor, am avut 9 în primăvară și am făcut 60. Am ajuns la 60, am zis, bă, dar nu-ți mai spun nimic, că tu m-ai depășit cu chestia asta. Viorel îmi spunea tot așa, că a avut un procentaj la mulțire foarte, foarte bun. Concluzia este asta. Biostupul se înscrie pe linia efortul acesta maxim pe care apicultorii îl fac de dezvoltarea apiculturii, pentru că știm bine, apicultura trece printr-un moment greu pe plan mondial, câtă vreme, să spunem, partea asta cu insecticide, pesticide, tot felul de chestii de-astea care zdruncină din plin viața albinei, coloniile se împuținează și lucrurile sunt cât se poate grave. Și de aceea, eu venind cu biostupul creez condiții pentru mulțire și să spunem pierderile care sunt datorate varoa și așa mai departe și alte lucruri care au intervenit și au stricat echilibrul ăsta
habitatul albinei. Deci toate acestea fac ca prin apariția biostupului să încercăm să compensăm pierderile și să ne menținem într-un echilibru cât de cât. Când cineva va înțelege ce lucru minunat se ascunde în biostup și ce șanse avem, atunci probabil că mă va lua în considerare și vom reuși să atingem poate cote nebănuite în apicultura românească. Și nu numai. Pentru că albina aceleași nevoile are oriunde ar fi ea. Dar cât te privește pe noi românii, mi-aș dori foarte repede să fiu bine înțeles și să se vadă că am o mare dorință de a face cunoscute toate lucrurile acestea pe care le-am realizat și poate pe care le voi mai realiza ca descoperiri. Iată, aceasta este o noutate pe care am vrut să vă spun, aceea de iernare 2 în 1 cu posibilitatea de a veni în primăvară cu familie, una din familie în spate. Acum strângem la loc. Vă amintiți, rămâne valabilă și ideea aceea de hrănire cu rama pusă între două diafragme, da? Cu rama care este spartă pe la undeva la mijloc, nu știu dacă asta este spartă, nu cred că este spartă, și punând o ramă cu miere și într-o altă diafragmă, atunci prins între cele două diafragme, lucrul este foarte frumos. Da, așa mai țin. Am să opresc aici, nu cum aș fi speriat de albine, dar cred că m-am spus așa în mare cam ce și cum. Deci între două diafragme spart diafragma dinspre cuib, atunci albina se strecoară și duce și ia de rama respectivă care se creează nivel de cules. Deci hrănirea o putem face pe folie dublă, da, știți bine, folia dublă, iată, așa cum știți, cum v-am arătat, e de ușor. Eu nici nu mă închipui cum se mai poate lucra cu, în momentul de față, cu podișoare, cu chestiile astea. Uitați cât de repede am acoperit stupul. Am pus-o de repede, am închis-o, da, iată, dragi. Totul este cât se poate rapid. Și am terminat-o. Până pune scândurile cele, mai prins o albină, mai nu știu ce. Am uitat efectiv de toată povestea asta. Și acum, împachetarea, mă sunați cineva din București și mă întreba cu împachetarea, cum a fost dat. Îi răspund acum, uitați așa voi face imediat. Eu pun cele două. Deci împachetarea mea este rapidă. Așa. Și deasupra sita aceea, de sita o punem, cea care călca foarte bine spațiul respectiv, da? Deasupra este două. Și în spate, dacă mai pun o folie, dacă nu, îi pun sita aceea care eu am cu care stă aici și aici mai urmează bucățica aceea de, nu, că știți, vine așa și aici vine între pus bucățica aceea de scândurică care e deasupra ramei clăditoare sau și hrănitorului și cu asta ne vedem liniște de treabă, doar așteptăm să vedem rezultatele iernatului. Așa. Deci aici colectarea polenului, știți bine, a fost o problemă foarte importantă pe care am rezolvat-o anul ăsta. Ați văzut, noi nu punem preț pe polen, dar este important când o să înțelegem că polenul poate fi o sursă de venit pentru apicultor, lucrurile se vor schimba. Și Biostup oferă șansa asta pentru că avem colector în interior, toată povestea aceea. Mă opresc aici. La revedere, dragilor. Pe curând.
tu.